Iisus Hristos spune în fericiri, fericiți cei săraci cu Duhul, că celor este împărăția cerurilor, fericiți cei milostivi, că cei se vor milui, fericiți cei curați cu inima, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Și toate cele câte sunt la număr, 9 fericiri pe care Dumnezeu le-a rostit pe munte poporului. El nu ne-ar fi învățat aceste lucruri dacă singur persoana Sfintei Treimi, Iisus Hristos, nu ar fi milostiv, curat cu inima, sărac cu Duhul și celelalte care sunt enumerate. Fericiți cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Hristos era și blând, și milostiv, și bun. Și dacă noi suntem asemenea Lui, El spune că suntem fiii Lui. Dacă ne deosebim, suntem prietenii celui rău. Așa că luați seama de la cine învățați, pentru că mulți strecoară minciună printre adevăr și vă duc în eroare. Pentru că Hristos a fost bun. A spus, El fiind bun, ne-a învățat să fim buni. Pentru că, precum este scris, că omul bun scoate cele bune din vistieriile inimii sale. Și să fim cu băgare de seamă și să luăm aminte. Că dacă Iisus Hristos nu era bun, nu ne-ar fi învățat de bine. Aceasta este învățătura care ne dă Hristos. Să fie de folos, să trăiți mulți ani cu Hristos, Iisus, Domnul nostru.